Câinii celui mai mare adăpost din Argeș sunt folosiți peste hotare în terapii cu bătrâni și copii cu dizabilități. Reprezentanții postului vor astfel să demonstreze că și mai maidanezii sunt folositori în terapiile asistate. În străinătate, proiectul are un succes exemplar, însă în România nu prezintă interes, chiar dacă acest tip de tratament dă rezultate spectaculoase. Gândiți-vă că un copil care nu are încredere în el și care nu socializează, dacă vede un câine foarte, foarte frumos, arătos și mai complexat se va simți de perfecțiunea animaluțului. Așa, de un cățel mai puțin prezentabil se va atașa mai repede și pisicuțele sunt folosite în școlile speciale. Spre exemplu, dacă un copil este timid și nu vrea să citească lecția de față cu alți elevi, este băgat într-o cameră cu pisici unde le citește acestora, a declarat Ana Maria Voicu, directorul adăpostului. Biobaza de la Smeura Argeș funcționează cu sprijinul unei asociații din Germania care sponsorizează tot, de la salariile celor 90 de angajați până la hrana câinilor. Adăpostul mai este recunoscut și pentru faptul că organizează campanii ample de sterilizări gratuite. Din păcate, nici aici nu se înghese prea mult iubitorii de animale, chiar dacă legea dispune ca toți posibilitatea de câini fără pedigri să fie sterilizați. Adăpostul se află la numai câțiva kilometri de Pitești și se întinde pe o suprafață de peste 4 hectare. Aici sunt în prezent peste 5000 de câini în 33 de padocuri.